A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi dat la știri. A fost un băiat care s-a născut într-o iarnă cu cer mare. Mama lui nu a mai avut bani să plătească întreținerea, așa că atunci când el a venit pe lume, s-a acoperit cu un strat de zăpadă. Așa era de frig în casă. De aceea i-au zis albul ca zăpada. Și creștea albul ca zăpada într-o zi, cât alții în câteva minute, și așa cu produse fast food a ajuns un flăcăiandru simpatic. Dar meștera, mama lui vitregă, care era instalator și sugrav, într-o zi, în timp ce monta o oglindă în baia unui client, întrebă. Oglindă, oglinjoară, cine e cel mai mare mincinos din țară? Păi, aș spune că un politician, de nu ar minți albul ca zăpada, te-ar îngheța apele. Așa că tu ești mic copil în fața lui. Atunci o să-l trimit pe albul ca zăpada în pădure să-l mănânce fiarele. Care pădure? Că toate sunt tăiate de mult. Și care fiare? Că le-au luat și le-au dus la fier vechi. Atunci meștera a pus mâna pe telefonul mobil că avea 1000 de minute gratis, ascultate toate, tot gratis, de serviciile secrete și îl trimise pe albul ca zăpada în tabără. Dar a rătăcit drumul și a ajuns într-o tabără de refugiate. Acolo a început să mănânce să bea din mai multe farfurioare și cănițe și s-a culcat în mai multe pătuțuri. Cine a mâncat cu furculița mea? Cine a tăiat cu cuțitașul meu? Cine a băut din păhăruțul meu? Că pusese proteza bunicii în el și n-a mai găsit. Și cine a stat pe scaunul meu? Că în zilele noastre o bătaie pe scaune ceva de speriat. Și cine doarme aici? Hei! Scoate! Aici nu e hotel! Ei, dar lung somn n-am mai dormit. Mai lung ca parlamentarii? Nu există așa ceva. Dar cine ești tu? Cine să fiu? Albul ca zăpada. Așa bronzat. Da, am fost la solar și m-am prăjit. Degeaba am reclamat la protecția consumatorului, dar voi cine sunteți? Cele 7 piticuțe din poveste. Dar nu sunteți deloc 7, ci mult mai puține. Și nici piticuțe nu prea sunteți. Așa am ieșit în marea sesamentului și după referendumul pentru suspendarea președintelui. Aud! Aud, dar minciuni știi să spui? Sunt maestru în minciuni. Vă fac praf. Am învățat de la cei mai buni din guvern și din parlament. Atunci, hai să ne plăm. Capra are două picioare. Dar cum cheamă Bianca Drăgușeană? Lucru la negru e legal. Dacă negru e american și are relații, se poate. Domnul Băsescu e cinstit. Simt că mă prăbușesc. Dacă e la cireșică și îl cinstește cineva, se poate. El în lume, om. Bunica mea are o pensie de 5.000 de euro. Oh! Nu mai putem, ne-ai dat gata. Are 5.000 de euro, 300 de găini, 50 de vaci și 100 de hectare de pământ. Chiar suntem la pământ. Unde are toate astea? Pe Farfiu, pe Facebook. E mințit în ultimul hal. Asta e. Vezi că noi plecăm puțin. Când întoarcem cântăm, trei ies cu cuieți. Hei, unde te trezești? O să cântăm așa. Vai, dar ce avem noi aici? Ia albul ca zăpada, cel puțin așa se zicea. Vai, dar ce avem noi aici? Ia albul ca zăpada, cel puțin așa se zicea. Vai, ai, ai, ne apucăm de petrecere.
Am aflat de pe Facebook că aici și-a găsit adăpost albul ca zăpada. Așa că am luat un măr din cele care nu trebuie să lipsească din ghiozdanul copilului școlar și l-am otrăvit. Să vedeți ce o să iasă acum. Bună ziua, dragul mătușicii! Să știi că dacă ai luat acele shopping cu tigăi minune și alte prostii, nu-ți deschid. Nu, sunt de la o asociație care ajută copiii bolnavi. Altă păcăleală! Nu, uite, donez mere în contul unui micuț cu probleme. La fiecare mușcătură mai intră niște bani în contul micuțului. Hai să încerc. Auleu, ce e asta? Îmi vine să cânt și să nosez. Hai lele, hai lele, hai lele. Te-am otrăvit! De acum ai boala manelelor. Am luat-o de la acces direct de la Antena 1. Să vină pe micuțele, să înceapă petrecerea! Așa, cum vor cei mari să rezolve o problemă delicată sau vor să le pună celor mici, le pun manele. Atenționare! Minciunile, manelele și prostia dăunează grav sănătății. Banii. Secțiunea grupuri copii.
Locul întâi, premiul de juventute, se acordă grupului Junior Celebrity din Dora. Vor la crenci toți copii